place. Bine, mă, n-a vrut și nimic. Sofia, de unde ești? Din Cluj-Napoca. Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut, ce am simțit, ce am auzit. Nu știu dacă te uitai la noi în timp ce cântai. Adică aveam impresia că în timp ce cântai erai cu ochii închiși sau gen, erai total transpus în alte dimensiuni. Asta mi-a plăcut foarte mult. La final vreau să strig. Yeah! Da! Asta e fata mea! O vreau, o vreau! Te vreau în echipa mea. Îmi place foarte mult de tine. Bravo, Denis! Îmi place foarte mult energia pe care o dai. Mulțumesc tare mult! Și acum chiar sunt curios de ce nu s-a întors Tudor. Eu nu sunt curios deloc. Aici mi se pare că era de patru butoane, sincer. E ok, nu mă supăr. Sofia, hai să ne concentrăm pe oamenii care s-au întors și cărora le-a plăcut. Cărora le-a plăcut. În general e bine să ne concentrăm pe lucrurile pozitive în viață. Absolut. Mie mi s-a părut că ai o voce fantastică. Ai fost perfectă pe cântecul ăsta, adică n-ai greșit nimic. Spectaculos sfârșitul. Ai cântat cumva ca într-un concert al tău. Cred că ne-am înțelege foarte bine. Da. Mulțumesc tare mult. Și vocea ta pare că permite foarte mult. Putem să ne jucăm foarte mult cu vocea ta. Aștept să vă arăt. Abia așteptăm și noi să vedem. Chiar abia așteptăm. Stai. Deci, Sofia, eu nu știu de ce, eu simt că tu o să vii în echipa mea. Mie îmi place să lucrez cu voci care cântă ceas și tu cânti ceas. Tare îmi doresc să vii în echipa mea. Te mai invit încă o dată în echipa mea și a treia oară dacă aș zice ceva, Sofia, să te invit în echipa mea. Sofia, câți ani ai? Mulțumesc frumos. 28. 28? Și am crezut că ai vreo 17. Vă arăți ca un copil de 17 ani. Da, nu știu că ai vreo 17. Și ce ai făcut până acum? Cu ce te ocupi tu? Cânt de mai mult timp și părinții mei se ocupă cu muzica, da? Dar am fost un copil așa mai timid. Mi-a plăcut mai mult cu prietenii să cânt. Și acum cânti undeva? Cânt cu prietenul meu acasă, pregătim un proiect așa, low-key. Crezi că îți lipsește ceva? Îmi lipsește îndrumare. Asta am venit. Asta ți-o putem oferi cu toți. Și expunerea. Că de-aia a venit la Vocea României. Îndrumare și motivație și inspirație. Tu ești superbă. Adică dacă ai nevoie doar de motivație și să-ți inspire cineva curajul, cu cel mai mare drag. Efectiv, în momentul în care cântai, m-am simțit de parcă aș fi fost în mijlocul unei jungle și aș fi ascultat toată simfonia aia. Și în același timp, fără riscul de a fi mâncată de cineva. M-am simțit așa, într-un fel și sălbatic, dar într-un sens bun al cuvântului. Totuși, sunt foarte curios de ce nu s-a întors Tudor. Eu cred pentru că Tudor mi se pare că trebuie să fie patru butoane. Eu cred că Tudor e nervos, că eu de când mă uit la el, e de așa, din picior, așa face. Nu, mi se pare că la final Tudor a regretat. Mie mi s-a părut prea veselă în interpretarea ta. Fiecare când aud o voce începe să creioneze o poveste și pe mine filmul în care m-ai băgat tu, așteptam să se ducă într-o altă direcție. Dar ce-ar fi show-ul ăsta fără decizii din astea
care să-l, de exemplu, să-l indigneze pe Denis. Indignarea lui vis-a-vis de lipsa mea de întoarcere face parte din show-ul ăsta. Denis este indignat, e vezi un moment bun. Tu ai luat ca o indignare, trebuia să fie luat ca un compliment pentru ea. Atât și nimic mai mult. Da, Irina, spune, sunt aici. Eu doar vreau să completez ceva. Eu chiar voiam să spun ceva frumos. Despre mine. Și despre tine, de ce nu? Și eu sunt foarte de acord cu ce a spus Tudor. A existat o neconcordanță în ceea ce vrea să transmită piesa. Și eu sunt de acord. Așa, bun. La un moment dat în viața mea am fost într-un concurs de genul ăsta, în care am fost concurentă. Și mi s-a dat piesa Tu n-ai avut curaj, de Mădălina Manole. Și nu m-am întors, nu? Nu, că nu era cu tine. Și, nu era cu tine, mă. Nu știi tu să... Nu, că mai fiți în minte. Mai fiți în minte, să crede-mă. Să te întorci. Și oricum te întorci ai. Mi s-a dat piesa Tu n-ai avut curaj, de Mădălina Manole. Și o săptămână am învățat piesa și o cântam prost. Nu-mi ieșea deloc. Și la un moment dat profesoara de canto a zis: dar tu faci o greșeală enormă. Tu cânti piesa asta ca și cum ție ți-ar părea rău că el nu a avut curaj. Tu ar trebui să o cânti invers, ca și cum tu ești cea care a câștigat, tu ai avut curaj, el e ăla prost că n-a avut curaj. Și șmecheria asta... Asta se regăsește mai multe din cântecele tale cu bărbații și proști. A rămas nu marcată de discursul te rog. Și chestia asta, șmecheria asta, mie mi-a schimbat toată interpretarea. Și în momentul ăla am cântat Tu n-ai avut curaj și a fost unul dintre cele mai bune momente ale mele. Dacă vin echipa mea, o să te învăț tot felul de șmecherii de genul ăsta. Mm-hmm. Șmecherii pe care le-au mai descoperit și de-a lungul timpului. Păi zi-mă tu, Teo, în câte concursuri de-astea ai învățat tu șmecherii? Am învățat și eu multe șmecherii pe care abia aștept să le împărtășesc cu tine. Și sunt convinsă că putem să facem niște lucruri extraordinare. Dar și cu noi. Da, mă, da. Dar tu știi câte șmecherii știu eu? Îți dai seama. Din câte pot părți? Pot doar să-mi imaginez. Eu știu. Nu, dar poți să și afli. Aia e interesant. Sau uite, sau uite, de exemplu, îți mai dau un argument. Uite, de exemplu, la facultatea, de fapt, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova, există, la Catedra Teatru, există un curs care se numește Cursul Tăcerii. Și este foarte important acest curs pentru că te învață și în muzică și în toate artele cum să taci. Mai ales în pictură. Tăcerea e foarte importantă pentru că ea poate să transmită foarte multe sentimente, această tăcere. Asta e un alt tertip, o altă stratagemă pe care poți să o înveți dacă vine echipa mea. Eu știu un curs care să te învețe cum să taci. Scuzați-mă, știi, câteodată îți vine să faci niște glume. Tot atâmpite multe, mă scuzați, dar ai acolo mai dus, acolo mai inspirat. Ți-am dat-o la fileu. Bine, pe asta o accept, doar de dracu glume. Nu, că nu era doar către de tine. Glume. Nu, uite, dă la pălmuță, poftim. Au, nebuna mea. Asta a fost. Asta nu e pentru tine, okay. Asta e pentru băieții. Înainte ca lucrurile să devină cu adevărat kinky, zic să alegi. Alege-l pe Denis, hai să terminăm, te rog. Scuză-mă, da. În 3, 2, 1 și... O să le aleg pe Smiley. Și yes! Teo. Și pe Teo, rog! Hey. Bravo! Mamă, și mai frumoși! A cântat în forță, a cântat ca la sfârșitul lumii și asta m-a făcut să mă întorc. Mi-a plăcut mult. Și s-a dus la Smiley și la Teo. Se pare că sfârșitul lumii încă n-a venit. Bravo, Vulpoiule!